Acum, un meci de genul ăsta, sincer să fiu, Juventus Chiajna, poate ar fi avut o noimă undeva în prima parte a campionatului, dar acum pe final, când deja nu prea mai interesează pe nimeni, e greu de digerat, iar sincer, variațiile astea de cote mai degrabă îți dau de gândit decât te fac să te năpustești disperat către vreo casă de pariuri să pariezi pe el. Dar vă spuneam, sunt și alte lucruri interesante. În grupa mondială, în cupa mondială, pardon, grupa A a campionatului care urmează să ia startul mai puțin de o lună în Rusia, avem o situație destul de interesantă, pentru că specialiștii privesc această grupă drept una dintre cele mai slabe, dacă nu cea mai slabă grupă de la campionatul mondial. Da, dacă ar fi echipe de club, asta ar fi o grupă de Europa League. În mod normal, Uruguayul, deci componența grupei este Uruguay, Rusia a fost cap de serie din postura de echipă gazdă, Uruguay, Egipt și Arabia Saudită. În mod normal, Uruguay ar trebui să câștige grupa, are rotul cel mai bun, este o națională ce știe cum să abordeze turnei de finale. Ne aducem aminte, chiar dacă în calificări e mai greu, bine, au și acea grupă ciudată cu naționale foarte tari, cu naționale care se cateră pe mulți ca să mai dea un meci din preliminare. Ei, când vine vorba de turnee finale, Uruguay se descurcă chiar bine, este o echipă consistentă, are rezultate bune, are experiență în astfel de întregimi. Nu ar avea cum să-i lipsească experiența în condițiile în care lotul de jucători pe care mizează, vorbim de fotbaliști la câteva dintre cele mai bune echipe ale lumii. Și până la urmă, Sabine, una dintre cele mai echilibrate din punct de vedere ale componenței lotului, a componenței lotului echipe de la turneul final. Mie mi se pare Uruguay o echipă nemaipomenit de ofertantă în momentul de față. E adevărat, nu peste Brazilia, pentru că Brazilia are o particularitate interesantă, o să vă povestesc. Dar mă uitam pe felul în care sunt cotate favoritele la turneul final. Ar fi undeva Uruguayul cam în poziția 9, dacă am numărat eu bine, după o serie de echipe mai bine văzute, de asta și prin prisma numerului. Spre exemplu, Germania este a doua favorită după Brazilia. V-am spus, mă aștept ca Germania să fie marea deziluzie a turneului final. Anglia e și ea mult prea bine cotată. Franța era și a patra cea mai bine cotată, deși știți foarte bine problema cu Deschamps pe care o au francezii. Au o echipă nemaipomenită, dar un antrenor total nepotrivit. Argentina, a cincea, și am discutat și o să mai discutăm despre Argentina. Belgia, a șasea, mie nu mi se pare, spre exemplu, Belgia mai favorită, să spunem așa, decât Uruguayul. Cu atât mai mult cu cât Uruguayul aparent are o grupă ușoară. Anglia și Portugalia, iarăși sunt mai bine cotate decât Uruguay. Ceea ce, evident, pe noi pariorii nu poate decât să ne bucure, pentru că asta înseamnă că avem cote mai mari. Însă, o situație paradoxală este cea a Rusiei, dacă mă întreb pe mine, Sabine, pentru că Rusia nu prea a avut cu cine să joace amicale. Ea fiind calificată la campionatul mondial, practic n-a participat în preliminarii, iar ca orice echipă aflată în situația asta, a încercat să-și aranjeze amicale. Bine, nu prea a găsit. Vreme de 2 ani de zile a jucat cu cine a putut. A jucat chiar și cu echipe de club cu Dinamo Moscova sau nu mai știu care, cu ce echipă a jucat de pe acolo, pentru că nu avea cu cine să joace. E adevărat, acum înainte de campionatul mondial s-au mai eliberat, toată lumea știe cine să... Nu la fel este însă situația unei alte formații, iată în ce situație fericită a fost Brazilia, care după ce a avut eșecul din urmă cu 4 ani usturător contra Germaniei, a jucat multe, multe amicale și unele dintre acestea au fost chiar tari. Brazilia a tratat super atent fiecare partidă și cred eu că e marea favorită a acestui turneu final. Despre Rusia, în condițiile astea, acum, sincer, cam ce putem să spunem? Nu mare lucru, evident, cu atât mai mult cu cât spuneai tu, Sabine, vedeta lor are 34 de ani. Da, bine, Cocorin ar fi fost vedeta naționalei Rusiei, dar... Nu participă, da. Dar este accidentat și va rata turneul. Apropo de Rusia și amicale, Rusia nu este o națională ofertantă, adică ei trebuie să oferteze pentru să vină cu oferta pentru a aduce naționale puternice la Moscova. Pentru că nu-mi imaginez că Anglia s-a dat cu capii de toți pereții, că vai, nu jucăm un amical cu Rusia, hai să stabilim repede un amical cu Olanda sau cu Italia, că ăștia îi
prinde mai repede. Egiptul, o națională interesantă, Salah, evident, Neni, Hegazi, sunt câteva nume interesante acolo. Să vedem cum vor intra în turneu. Știm că aceste naționale au un anumit trac la turneile FIFA. Arabia Saudită, outsider, în sfârșit, un fel de Noua Zeelandă. Hai să vedem, Sabine, cum ar arăta grupa asta. Avem, uite, pentru început, cotele întâlnirilor directe. Din grupă, turneul debutează cu un fabulos Rusia, Arabia Saudită, 1-33 pentru Rusia. Arabia Saudită una dintre cele mai slabe, dacă nu cea mai slabă echipă de la turneul final. Mă uitam că ei, inclusiv transmisia de la turneului, campionatului mondial, o vor pirata în Arabia Saudită, așa am înțeles. Însă, ce mă gândesc aici este că un sub 2,5 goluri ar merge perfect. M-am uitat, e 1,75 cota la sub 2,5 goluri. Mă rog, celelalte partidele pot vedea telespectatorii, spre exemplu, meciurile Uruguaiului nu sunt cote foarte mari, doar că Egiptul. Cum ai vedea tu clasamentul final al grupei? Cam cum am dat și noi cotele, sau cum ne prezintă acum cotele, doar cu precizarea că în meciul direct Rusia-Egipt din faza a doua a grupelor, asta bineînțeles dacă rezultatele sunt cele logice în primele două partide, Rusia-Egipt este rezultatul care, meciul care ne va da a doua clasată. Eu zic așa, Uruguay, Egipt, Rusia și Arabia Saudită. Da, dacă Rusia reușește un succes cu Egipt, lucrurile sunt destul de clare, pentru că nu cred că Egiptul va reuși în această situație mai multe puncte decât Rusia. Corect, avem cotele pe microecran, 1,18 cota ca Uruguay să se califice, 2,30 pentru ca Egipt să se califice din grupă. Cote interesante, după părerea mea, le putem lua în seamă, dar oricum mai multe detalii, prieteni, găsiți pe site-ul nostru pariuri112.ro, acolo unde colegii mei au început deja să prefaceze turneul final. Mergem mai departe, haideți să vedem acum care sunt cotele bombă ale emisiunii. Nu sunt chiar un specialist al Facebook-ului, dar am reușit să mai găsesc câteva mesaje pe care le-am primit de la dumneavoastră. Adrian Ungureanu ne spune așa, Chiajna să marcheze cel puțin două goluri în deplasarea de la Juventus. Foarte bun acest pariu. Ambele marchează, ne spune Ovidiu Martin. Chiajna, doi solist, Ștefan Constantinescu. Iar Alexandru Mădălin ne spune că el se așteaptă ca Spania să câștige campionatul mondial. Hai să vedem acum care sunt cotele bombă ale emisiunii. Trei partide alese și cote cât se poate de onorabile. Care sunt acestea, Sabine? Ok, mâine de la ora 20 avem un son de rischie cu Arcus. Gazele câștigă și ambele formații marchează. Cota 4-30. Juventus Concordia. Uite că naște tot felul de comentarii. Va fi un meci pariat. Scor multiplu, spunem noi, 0-1, 0-2 sau 0-3 pentru o cotă de 2-40. Iar la Brida Blic cu Vikingul, un meci foarte, foarte tare și interesant. Gazele câștigă și ambele marchează o cotă de 3. Din nou, nu avem ce face. În următoarea perioadă va trebui să ne legăm bol de întrecerile nordice, pentru că sunt singurile care rămân pe tapet în această perioadă. Bine, norocul nostru că avem și mondialul anul ăsta. Vor fi o mulțime de meciuri amicale serioase, pentru că nu își mai permit acum antrenorii să testeze prea mult. Se trage linie și se dau echipele finale pentru mondiale. Bineînțeles, avem și pariuri la cerere. Cei de la Winmasters ne vin cu această variantă. Noi, practic, începem pariul pe care dorim să investim, o idee formidabilă. Noi ne legăm de enorm de aceste pariuri la cerere și împrumutăm de pe site-ul Winmasters, din rubrica speciale, pariuri la cerere cerute propuse de alți utilizatori ai platformei Winmasters. Uite, Neymar câștigă balonul de aur după campionatul mondial, o cotă de 10-50. Cel puțin 152 de goluri marcate în turneu pentru o cotă de 1-68. Cota micuță, e de făcut un calcul să vedem câte meciuri sunt în total și cam care ar fi media de goluri pe meci. Ultima variantă interesantă pe care am scos-o, Rafa Nadal să câștige Roland Garros și Wimbledon, evident, turneile de anul acesta, pentru o cotă de 11. Și uite, ce bine joacă Nadal, poate că are șansa sa, mai puțin la Wimbledon, vom vedea. Varianta de pariere propusă astăzi de un pont pe zi, se leagă de finala Ligii Campionilor, să încercăm cam toată săptămâna să lucrăm cu acest meci formidabil de la Kiev.
sâmbătă seara la ora 21:45. Real Madrid Liverpool. Și m-am gândit eu așa astăzi, scor corect 2-2 în timp regulamentar și Real Madrid câștigă trofeul la penalturi. Practic ar fi o reeditare a celor mai multe finale disputate de Real Madrid, dar încheiate de obicei cu scorul de 1-1. Acum o are pe Liverpool în față, poate crește puțin media de goluri. Eu mi-aș dori enorm să câștige Liverpool. Și Real Madrid este una dintre echipele cu care țin, echipe preferate. Da, dar... Pe cine mizezi, Sabine? Tu, în sinea ta, cine crezi că va câștiga trofeul? Bă, cred că Real Madrid va câștiga trofeul. Eu Real merg Madrid pe Liverpool. Real Madrid este singura echipă din lume, sau hai să nu ne ducem atât de departe, singura echipă din ultimele 2-3 sezoane care a fost capabilă să se pieze pe orice adversar. Nicio echipă cu care a jucat nu a surprins-o. Au avut zile mai slabe și au pierdut partide, se întâmplă, dar știu exact cum să abordeze fiecare meci. Iar Liverpool este o echipă pe care trebuie să o înțelegi ce joacă, pentru că are rupere de ritm, o echipă care urcă mult, o echipă extrem de ofensivă, rapidă, foarte rapidă și dinamică în fața post. Dacă ai învățat-o, nu ai nicio problemă cu Liverpool. Imediat știi ce ai de făcut ca să treci de ea, dar în sfârșit, abia aștept meciul. Vom vedea, așadar ne mai despart doar câteva zile până la finala Champions League, evenimentul principal al acestui final de sezon. Mergem mai departe și discutăm despre biletul zilei. Ne-am ținut de promisiune, am livrat acest bilet în cotă 2 zilnic în ultimele 7 zile. Rezultatele au fost, zic eu, destul de satisfăcătoare. Avem un bilet în cotă de 2-0-2 și pentru ziua de mâine pe următoarele partide, adică cele pe care le vedem pe ecran. Da, Juventus Concordia X2 nu mai stă în picioare cota de 1-33, dar se poate paria pe oaspeții câștigă minim o repriză pentru o cotă de 1-29-1-30. Cred că mai mare în acest moment. Hoiko Helsinki Inter Turku, minim două goluri în meci la o cotă de 1.21 și Strasbourg cu Nanterre, meci din play-off-ul francez al primei ligi de basket, unul solid la o cotă de 1.26. Dacă punem aceste variante pe un bilet, avem o cotă peste 2. Chiar dacă jucăm Concordia să câștige cel puțin o repriză, ne crește cota peste 2. Da, un alt telespectator, un prieten fidel al emisiunii noastre, Cătălin Lupescu, ne scrie așa: eu cred că Dominic Thiem va câștiga anul acesta Roland Garrosul. Trecem mai departe și vedem acum care este oferta caselor de pariuri pentru ziua de mâine, în afara subiectelor de care deja am discutat. Vreau să vă spun că poate se mai întâmplă să nu aveți răbdare vreodată să vedeți emisiunea sau poate o ratați sau eu știu ce. Întotdeauna însă aveți un avantaj mult mai mare decât această emisiune sau o completare perfectă pentru emisiunea noastră, și anume site-ul nostru pariuri1x2.ro, acolo unde colegii mei au prezintă în fiecare zi meciurile importante, meciurile pe care se poate paria. Eu îmi încep ziua de obicei trecând în revistă aceste partide, îmi fac o idee în mare cam ce e interesant în ziua respectivă și apoi mă apuc eu personal să îmi trec prin filtrul meu practic toate aceste lucruri pe care le-am descoperit. Haideți să vedem în Belarus, Sabine, ce ar fi de încercat. Ok, Godoreja cu Shakhtar Soligorsk sub 2,5 goluri, cota 1.40, și la Isloc Minsk, Luc Minsk, derby acolo în Belarus, sub 2,5 goluri, cota 1.44. Sonderiski Aarhus, Superliga Playoff, Danemarca, bineînțeles, 2-4 goluri în meci la o cotă de 1.54. Avem din Norvegia, avem Viking cu Alesund, ambele marchează, cota 1.53, Alesund este neînvinsă în acest start de sezon. Finlanda, Hoeko cu Inter Turku cu 2-4 goluri și Kemi cu Ilves peste 2 goluri asiatic la o cotă de 1.64. În Estonia, prima ligă, Tamerka cu Tulevik, gazele să marcheze de cel puțin 2 ori la o cotă de 1.44 și Paide cu Narva peste 2,5 goluri, cota 1.40. Mai vedem pe ecran și un meci din Suedia. Din Islanda avem 3 partide foarte, foarte interesante. Liga a doua din Suedia și
Cam asta a fost emisiunea noastră, prieteni. Ne revedem mâine. Până atunci, o noapte liniștită. Baftă la pariuri!